Dacă m-ai întreba care sunt cele mai frumoase amintiri ale mele, ți-aș povesti despre amintiri în care erau prezenți și prietenii mei. O glumă, o călătorie, o fază, un moment în timp, toate astea includ și unul sau mai mulți prieteni de-ai mei. Adevărul e că fără un camarad cu care să împărtășești momentele frumoase, viața ar fi mult mai tristă. De aceea ai nevoie de prieteni. Nu numai să-ți fie alături de tine atunci când treci prin momente frumoase, dar și când treci prin momente grele, să ai un braț pe care să te sprijin. Dar ce înseamnă să fii un prieten bun și cum să ții prietenii pe care îi ai și mai aproape de tine? Despre asta vom vorbi în videoclipul de azi. 5 sfaturi pentru a fi un prieten bun. Să-i dăm drumul. Dar înainte de asta, dacă cauți un loc în care să-ți faci noi prieteni, dăm voie să spun despre partenerul canalului meu de YouTube și anume XMinds. XMinds este platforma care conectează experți din diferite domenii cu cei dornici să învețe, prin întâlniri în persoană, unul la unul. Cu ajutorul XMinds poți beneficia de sesiuni de shadowing, adică să stai și să înveți în umbra unui expert, prin observare sau prin practică. Dacă vrei să urmezi o carieră într-un anumit domeniu, dar nu ești încă sigur dacă acel domeniu și se potrivește ție și vrei să-l urmezi toată viața, poți petrece câteva ore cu un profesionist din domeniul respectiv și să-ți dai seama dacă ți se potrivește sau nu. În aplicația XMinds poți găsi experți în business, în tehnologie, în dezvoltare personală, în artă și multe altele. Aplicația este încă în versiunea beta și o poți descărca atât pe iPhone cât și pe Android, fără subscripție lunară. Îți voi lăsa linkurile de unde o poți descărca și poți afla mai multe în descriere. Du-te și aruncă o privire. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să fii un prieten bun este să fii aproape de el și la bine și la greu. Mulți sunt alături de tine doar la bine și la distracții, dar un prieten adevărat se cunoaște atunci când îți e greu. E ușor să fii lângă cineva când îi e bine și când primești și tu beneficii de pe urma asta. Pentru că și tu ai destule probleme și nu mai vrei altele, mai ales că nu sunt ale tale. Dar dacă mergi pe principiul fiecare cu ale lui, să nu fii surprins atunci când nu-ți are nimeni în ajutor și ești într-o belea. Tratează oamenii de lângă tine așa cum vrei și tu să fii tratat. Al doilea sfat este să te bucuri de reușitele lui. Știi, noi suntem într-o continuă competiție, mai ales noi, băieți. Dar ar trebui să fie o competiție puțin diferită, nu e ca între tine și un necunoscut. Gândește-te la tine și la prietenul tău ca la o echipă. Dacă unul o duce mai rău, echipa nu e foarte bună, mai ales dacă vă sabotați unul pe altul. Dar în schimb, dacă vă împingeți de la spate unul pe celălalt, echipa va deveni mai puternică. O viață bună e alcătuită din mai multe ramuri personale care merg bine. Familie, hobby-uri, bani, împlinire profesională. Dacă prietenul tău o duce mai bine decât tine pe una sau mai multe ramuri, nu fii invidios. Bucură-te pentru el, pentru că fiind prietenul tău, fericirea lui se va revărsa mai mult sau mai puțin și în viața ta. Ba mai mult, dacă ești puțin deștept, poți să te și inspiri de la el, poți să îi ceri sfaturi. Bă, tu cum ai făcut asta? Al treilea sfat, lasă orgoliul deoparte. Inevitabil, între prieteni vor apărea certuri din nimicuri de multe ori. Există unele persoane care poartă pică o veșnicie și nu vor să treacă niciodată peste problemă. De cele mai multe ori, într-un conflict, există vină de ambele părți, doar că nimeni nu vrea să recunoască pentru că există un anumit lucru numit orgoliu. Ei bine, orgoliul nu o să te ducă foarte departe în viață. Încearcă să fii primul care recunoaște greșeala și face primul pas către împăcare. Dar nu mereu, nu face primul pas mereu pentru că prietenul tău s-ar putea să înțeleagă că poate face orice cu tine și tu vei accepta. Oamenii care nu lasă niciodată de la ei nu îți sunt prieteni cu adevărat, pentru că nu le pasă de tine. Dar dacă tu ai fost cel care până acum a așteptat să fie împăcat, încearcă să faci mai des primul pas. Al patrulea sfat, nu vă certați din cauza banilor. Există lucruri în viață pe care banii nu ar trebui să le strice sau să le cumpere, iar sentimentele fac parte din această categorie. Știi, e foarte greu să dai de persoane care îți vor binele cu adevărat. O prietenie bună merită toți banii din lume, așa că încercați să vă ajutați atunci când e nevoie de bani sau când e de făcut bani împreună, încercați să îi împărțiți echitabil. Și al cincelea sfat, nu uita de prietenul tău atunci când apar alte lucruri în viața ta. E normal ca la o anumită vârstă să primeze iubita, familia. Dar am avut de câteva ori prieteni, prietene, care atunci când își făceau relații, ori uitau, ori le era interzis să iasă cu mine. Nu e obligatoriu ca atunci când îți faci o relație mai serioasă să îți părăsești prietenii. Iar dacă partenerul tău îți interzice să mai ieși cu grupul de prieteni, e ceva necurat la mijloc. Sigur, există și excepții dacă în acel grup se află un fost sau o fostă de-a ta, e oarecum justificat. Dar dacă părăsești grupul și relația se rupe și după te întorci la grup,
nu te vor mai primi la fel, nu mai ești loial grupului. Așadar, fă-ți timp, ca orice relație între oameni și prieteniile se întrețin. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să lăsați un like. Iar dacă aveți nevoie de sfaturi în legătură cu o problemă pe care o întâmpinați, puteți să-mi lăsați un mesaj pe Instagram la Eddie Advice, iar eu voi încerca să vă ajut. Așadar, acestea fiind spus, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită în un rateu. Pa, pa!